practic din lemnul de salcâm după ce trece prin operațiunea de decojire și îndepărtare al burnului, lemn care în condiții normale ajungea ca lemn de foc, noi facem parcuri de joacă care sunt executate din lemn de salcâm natural, fără niciun adaos de alte produse. Complexele de joacă sunt făcute la comandă, pe bază de, să zicem așa, doar înțelegere verbală sau eventual o schiță de mână. Fiecare produs în sine este unicat. Lemnul păstrând specificitatea de creștere a salcâmului, adică cu foarte multe curburi, foarte multe ramificații, noi le înglobăm înglobând în aceasta și foarte, foarte multă manoperă în parcuri de joacă complexe care, din păcate, au drumul străinătății, Germania, Olanda, Franța, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, unde aceste parcuri de joacă au o durată de viață până la 40-50 de ani, fiind foarte, foarte apreciate de cei de acolo, datorită rezistenței extraordinare și lipsei de produse, să zic așa, poluante. Fiecare par de joacă este făcut doar manual. Nu există două la fel. Produsele sunt executate în fază de semifabricat în fabrică, după care sunt ambalate pe module. Aceste module sunt montate de firma noastră direct la beneficiar. Comenzile, slavă Domnului Dumnezeu, nu avem probleme. Pe următorii 2 ani avem de lucru. Materia primă o procurăm din import. Da, așa este, lemnul vine din import, Rusia, Caucaz, Serbia, Ungaria. Nu reușim să creștem productivitatea din cauza lipsei mâine de lucru. Media de salarizare la noi depășește mult 4.000 de lei. Avem oameni care câștigă 5-6.000 de lei net. Dar și la această sumă, din cauza că este o muncă destul de dificilă, cu mult praf, cu foarte multă muncă fizică, nu găsim mână de lucru. Ca să putem rezolva situația, am adus din Nepal agricultori care am transformat în dulgheri, în tâmplari, în operatori de mașini cu program numeric, unde a putut fiecare, și am rezolvat soluția.